Zâmbetul ei este luminos, vesel, uneori caragios și mereu molipsitor, dar imaginile nu pot să surprindă complet starea ei de spirit pozitivă și optimistă. A avut dorință de a trăi perseverență și un fel de sclipire în ochi, le spun tuturor pacienților ei că asta reprezintă jumătate din bătălie, a spus un doctor. Cei mai mulți oameni ar fi decepționați și ar simți că viața i-a înșelat. Dar ea mi-a spus mă simt cea mai norocoasă persoană de pe planetă, am toată viața în fața mea. Pot avea copii, un viitor, atât de multe lucruri de care să mă bucur, a povestit doctorul. Nu a fost niciun moment în care să mă uit în ochii ei și să nu simt optimismul ei adevărat și autentic. Povestea lui Claire este despre o rezistență incredibilă și pozitivitate. Aceasta era vaccinată și excepțional de sănătoasă înainte să se îmbolnăvească în luna ianuarie a anului trecut. Era doar un model de 20 de ani cu propriul ei apartament, o grămadă de prieteni și un job cu jumătate de normă ca bar Maniță, în orașul St. Petersburg din Florida. Femeia era vegană și excepțional de sănătoasă, potrivit mamei sale. Când s-a îmbolnăvit de COVID-19 în acea lună, nimeni nu se va aștepta că va ajunge la spital. Aceasta era vaccinată și făcuse și dozele booster. Femeia s-a născut însă cu un defect genetic al inimii, stenoza valvei aortice, o mutație a valvei din artera principală a inimii. În loc să aibă trei cuspe care permit fluxul de sânge oxigenat din inimă spre aortă și în restul corpului, oamenii cu această condiție se nasc deseori cu doar două cuspe. Condiția face ca inima să lucreze din greu, ceea ce provoacă de multe ori dificultăți de respirație, amețel și oboseală. Puteam să fac mișcare, dar n-am putut niciodată să fac sporturi, a mai spus femeia pentru CNN. Nu puteam să alerg, nu puteam să mă supra-solicit, relatează Digi24.ro.